calitate de beneficiar al acestor proiecte, vreau să vă spun că impactul pe care Raja are asupra orașului este unul care teoretic se vede doar la nivel de disconfort atunci când se efectuează lucrări, dar care în realitate vizează sănătatea orașului nostru. Pentru că trebuie să recunoaștem, orașul nostru are o infrastructură, avea o infrastructură veche și era absolut necesară modernizarea acestei infrastructuri. De asemenea, vreau să vă spun că sunt extrem de bucuros că și pentru viitor compania își propune proiecte extrem de ambițioase, absolut necesare atât pentru orașul de astăzi, cât mai ales pentru orașul de mâine. Proiectele pe care compania Raja le-a implementat și le va implementa sunt vitale. Știți foarte bine că, în general, pe durata sezonului estival, populația Constanței se dublează și, dacă nu ești pregătit, se produc sincope în alimentarea cu apă. De asemenea, este extrem de important să avem și un sistem performant de canalizare. S-au făcut pași importanți, iar proiectele ce vin, proiecte ce vor fi în valoare de peste 92 de milioane de euro, sunt extrem de binevenite. Vă felicit pentru strategia pe care o aveți, care vizează nu numai aducerea la un standard de calitate european a apei pentru cetățenii de astăzi, dar în special pentru cetățenii de mâine ai Constanței. Veți vedea un proiect pe care domnul Prestur îl va prezenta extrem de ambițios, în care se vorbește de zeci de kilometri de aducțiuni, de înlocuiri pe magistrale, rețele de distribuție, conducte de refulare, canalizări și stații modernizate, în plus stații noi. Este un lucru extrem de important că ceea ce reprezintă, dacă vreți, viața copiilor noștri, este mâini sigure și vă felicit de asemenea că știu cât de greu este în tot acest cățiș birocratic, scrii proiecte, le depui, evaluări, licitații, contestații, dar vă felicit pentru ce ați realizat pentru acum și mă uit cu încredere la ceea ce v-ați propus pentru viitor. În calitate de primar al municipiului Constanța, voi susține, așa cum am făcut și până acum, toate proiectele companiei de apă și chiar dacă ele vor crea pe anumite artere un disconfort din punct de vedere al traficului, sunt convins că ceea ce facem este extrem de important. La ce se referă acest proiect? Deci, prindem 85 de localități, avem 687 km de rețea de apă, din care 267 km de conducte de aducțiune, 420 km de rețea de distribuție. Trebuie să vă spunem că toate conductele care sunt magistrale de transport, care aduc apă în orașul Constanța, de la Galeșu, de la Caragea de Lemn, sunt foarte vechi și trebuie să înlocuite. Este un efort foarte mare pe care trebuie să-l facem. Vom crea disconfort cu siguranță pentru că o să trebuiască să venim pe trama stradală în multe din porțiunile proiectului, dar trebuie să făcute, pentru că din 1960 nu s-au mai făcut. Sunt în Constanța încă conducte care au o vechime mai mare de 90 de ani. Aș vrea să vă spun că în Constanța, în cost mediu, am investit 43 de milioane de euro. În Poim ne-am propus să facem proiecte în valoare de 92 de milioane de euro. Cu siguranță o să creăm un disconfort. Aș vrea să vă dau un exemplu legat de proiectele pe care le-am făcut în Constanța. În Sura Peninsulară am reabilitat în totalitate rețelele de apă și de canalizare. Bineînțeles, cu disconfortul care s-a creat, știți foarte bine ce a fost acolo. Vreau să vă spun că dacă înainte de reabilitare aveam 100, stocul de avarii era 100 de avarii pe lună în Sura Peninsulară, acum este una, maxim două. Deci înseamnă foarte mult să înlocuim, ce mult contează să înlocuim aceste rețele de apă. Deci este o atenție foarte mare pe care noi o acordăm în locuirii și reabilitării rețelelor de apă care sunt foarte vechi. La Mangalia, în proiectul post-mediu, am investit 6,2 milioane de euro, iar în Poim avem în total 15,2 milioane de euro.
Sunt aducțiuni, magistrale de apă, stații tratare apă potabilă, stații pompare la apă, rețele de distribuție, rețele de canalizare. În eforie, în post mediu, am investit 25,5 milioane de euro. În perioada 60-65, când au început să construiască stațiunile din sudul județului, vorbesc de Olim, Neptun, zona aceea, s-a făcut și un sistem interconectat de alimentare cu apă, pentru că era foarte important ca zona turistică să aibă apă în permanență. Noi ne permitem să nu dăm apă 24 de ore în zona turistică, pentru că este inima companiei pentru noi. Și turismul este foarte important pentru județul Constanța. Ne-am propus să reabilităm acest proiect, acest sistem interconectat, în proporție de 90% și să-l și extindem. De așa fel am reușit să punem pe hârtie, să zic, un proiect în valoare de 60 și ceva de milioane de euro, care înseamnă, de fapt, transportul apei de la Megidia până la Vama Veche și toată zona respectivă să fie alimentată în această conductă. Bineînțeles că îl vom interconecta cu cel existent. Este extrem de important acest proiect pentru noi, pentru că sunt foarte multe zone din sudul județului Constanța, unde vara sunt consumuri foarte mari de apă și am nevoie de apă, pentru că trebuie să vă spun că cel mai mare consumator și cel mai mare vânzător de apă din România este Raja Constanța. Noi în fiecare lună de vară vindem 6 milioane de metri cubi de apă. Deci este de departe. Dulcea vinde, într-un an de zile vinde 6 milioane de metri cubi de apă. Noi vindem pe vară. Deci avem nevoie de apă. De asemenea, mai avem un proiect foarte important în zona Propeni. Sunt 8 localități unde facem un sistem zonal de alimentare a tuturor localităților de zona Propeni. N-aș vrea să închei să vă povestesc ceva și despre Nămol, să vă spun ce înseamnă Nămolul la o companie cum este Raja Constanța. Este o problemă națională. Noi am avut foarte multe întâlniri cu toți directorii generali din România vis-a-vis de problema Nămolului. Noi am avut săptămâna asta o conferință, o întâlnire cu niște specialiști din Polonia și ne-au prezentat ei soluția Nămolului, cum se rezolvă problema Nămolului. La cele 15 stații de depurare pe care le are Raja Constanța în operare, se produc în fiecare zi 200 de tone de nămol. Este o mare problemă cu depozitarea nămolului, cu transportul, cu valorificarea, deci este foarte, foarte greu. Pentru proiectul Constanța, ne-am propus ca toate stațiile de depurare care produc nămol pe zona litoralului, și anume, e vorba de Mangalia, e vorba de Eforie, cele două de la Constanța, Corbu, pentru că mai face și acolo stație de depurare, ne-am propus să luăm tot nămolul să-l depozităm într-o singură fabrică, unde îl vom usca de la 22% la 90% substanță uscată, deci va fi ca un nisip mai ruguros. Acest nămol are putere calorică de 12.000 de kilojuli, se compară cu lignitul și vreau să vă spun că este foarte solicitat de fabrica de ciment. Deci îl vom pune la dispoziție celor de la fabrica de ciment. Poate întrebați de ce nu îl ardem noi. Noi nu putem să-l ardem pentru că în urma arderii acestui nămol se produce o substanță toxică, cam 20% din cenușă este toxică și nu avem ce face cu el pentru că legislația din România nu are ce să facă cu acest nămol, cu această cenușă. Și am convenit cu cei de la Megidia, ne ia tot acest nămol, atenți, gratis, și ei îl bagă în procesul de fabricație și cenușa aceea intră în componenta cimentului. Deci este cea mai importantă problemă care trebuie să o rezolvăm în acest proiect. Și noi zicem că am găsit soluții și sunt convins că vom duce la capăt acest proiect. Vreau să fac o mică atenționare către primarii din județ. Să dea tot suportul necesar pentru implementarea și succesul acestui proiect, pentru că este pentru cetățenii județului Constanța.